Am să pornesc din stânga, respectiv cu domnul comisar șef Fotache. Este directorul Direcția Regională a Vămilor Iași. Nu, de la Inspectoratul Județean de Poliție, domnul Fotache. Să-mi pun ochelarii. Inspectoratul Județean de Poliție Iași. Domnul Cristina Lignat. De la Direcția Regională. De la Direcția Regională a Vămilor, iar domnul Bodoga de la serviciul de la șef serviciul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției, de Frontieră a anunțat că ajunge peste vreo 5 minute, încă este în trafic. Nu știu în ce măsură sunteți familiarizați cu această campanie. Probabil că unii dintre dumneavoastră au mai fost alături de noi și la celelalte ediții. Problema contrabandei, a traficului ilicit cu țigarete, este o problemă care poate părea minoră la început, dar este o problemă extrem, extrem de gravă, mai ales în contextul actual. Și veți înțelege imediat la ce mă refer. Cineva din sală are cumva un cartuș de țigarete la îndemână? Cartuș? Un cartuș. Bun. Nu are nimeni. Poate că mai încolo o să se găsească din ceea ce confiscați dumneavoastră. În sfârșit, dumneavoastră care aveți atât de multă experiență, domnul Fotache, domnul Ignat, în volumul unui cartuș de țigarete, câte revolvere în cap? În volumul acela. Maximum. Unu. Maximum. Un revolver. Ok. Imaginați-vă într-un box de țigarete câte cartușe sunt. 50. 50. Deci ar fi 50 de revolveri. Minim 50. Minim 50. Într-un tir cu boxuri de țigarete. 1000 de boxuri. Imaginați-vă cam cât armament s-ar putea trece. De ce am pus problema așa? Pentru că în situația în care există rețele care sunt în stare să treacă în mod clandestin astfel de volume, aceste rețele pot să treacă nu numai țigarete, pot să treacă orice. Pot să treacă droguri, pot să treacă armament, pot să treacă persoane și în contextul actual pe care îl știți cu toții, este extrem de important să acordăm atenție protejării granițelor noastre. Știți bine că România are cea mai lungă graniță terestră a Uniunii Europene. Știți foarte bine că la ora actuală este o prioritate absolută pe agenda Uniunii Europene protecția granițelor, mai ales date fiind ultimile evenimente din ultimii 2 ani. Deci, trageți singuri concluziile. Am ales pentru această campanie titlul Rupe lanțul, contrabanda cu țigarete este ilegală. De ce rupe lanțul? Pentru că până la urmă trebuie să conștientizăm și publicul larg. Atunci când se bucură la faptul că a achiziționat un pachet de țigarete cu un preț foarte mic, iar acel pachet de țigarete este un pachet de țigarete de contrabandă, de fapt, cumpărătorul face parte din acest lanț al ilegalităților, pentru că încurajează ceva ilegal. După cum știți, dacă nu există cerere, nu există nici ofertă. Dacă nu punem capăt acestor practici, înseamnă că ele vor continua, pentru că așa este firesc. Dacă oamenii nu înțeleg că își pun în pericol chiar propria existență încurajând astfel de practici, atunci ce facem? Și dumneavoastră, ca reprezentanți ai mass media, știți foarte bine că aveți un rol foarte important. Sunteți, practic, factori civilizatori. Aveți rolul de a-i educa pe oameni să înțeleagă despre ce este vorba și care sunt implicațiile reale. În sfârșit, nu vreau să vă mai rețin eu cu aceste informații, cel mai bine este să trecem la fapte concrete și îl rog pe domnul Marian Marcu, pe care nu îl prezentasem anterior, așa, pur la bombuș, cum se spune, care este director general al Nobel Research, să vă prezinte datele statistice legate de traficul de comerț ilicit cu țigarete, ce a găsit în acest prim trimestru.
trimestru al anului 2016. Bună ziua, Marian Marcu este numele meu. O să vă rețin câteva minute pentru a vă prezenta ultimele date pe care le avem disponibile, aferente lunii ianuarie 2016, și cu un focus special pe regiunile de nord-est și nord-vest, care sunt, să zicem, mai apropiate acestui loc și a evoluției fenomenului în aceste regiuni. Câteva lucruri despre metodologie, dacă nu este cunoscută pentru toată lumea. Pentru toată lumea, studiul presupune evaluarea a 2500 de persoane, care sunt, reprezintă un eșantion reprezentativ pentru populația României. Eșantionul este împărțit în 8 regiuni de dezvoltare statistice, așa cum sunt definite ele de Institutul Național de Statistică, și 6 tipuri de localități, astfel încât să ne asigurăm că acoperim toate tipurile de localități din România. Selecția gospodăriei presupune un pas statistic, astfel încât să ne asigurăm că acoperim toate zonele din fiecare oraș în parte. Iar interviul se desfășoară cu fumătorul adult cu vârsta între 18 și 64 de ani, care și-a aniversat ultimul ziua de naștere în gospodăria respectivă. Toate datele pe care noi le prezentăm sunt culese prin metoda interviului, da, interviu în gospodăriile populației, iar odată cu interviu colectăm și pachetul de țigări pe care respondentul îl are în momentul respectiv asupra sa. Marja de eroare, așa cum vedeți, este 1,96. Iar toate analizele pe care o să le vedeți se bazează pe pachetele de țigări pe care noi le colectăm de la fiecare fumător în parte. Iar pe baza pachetelor putem să identificăm locul unde a fost produs pachetul respectiv, țara de proveniență conform timbrului și alte detalii care sunt necesare analizei. Am prezentat aici două, pe primul slide avem regiunea de nord-vest, urmând să vedem și ce se întâmplă pe regiunea de nord-est. Sunt câteva locuri interesante din punct de vedere al evoluției. Avem aici evoluția din 2008 până în prezent și cum evoluează regiunea de nord-vest comparativ cu total România. Avem cu albastru regiunea de nord-vest, cu gri total România. A fost o perioadă destul de lungă în care regiunea de nord-vest a fost ca și nivel al cotramadei deasupra. Din 2014, după cum vedeți pe grafic marcat, a început o evoluție fluctuantă și relativ sinusoidală, destul de constantă, până anul trecut, atunci când sinusoida n-a mai venit în ultimile 4 bucle, ci a continuat să crească. Și a continuat să crească datorită creșterii de preț care a avut loc anul trecut în luna octombrie, ce a determinat creșterea comerțului ilicit în regiunea de nord-vest. Aceeași analiză și pe regiunea de nord-est. După cum puteți vedea, nivelul contrabandei este mult mai ridicat comparativ cu media națională. Dacă pe nord-vest erau momente în care era sub media națională, în regiunea de nord-est avem un nivel al contrabandei cel puțin dublu comparativ cu media națională și același lucru semnalat în colțul din dreapta, sus, creșterea de preț a determinat o intensificare substanțială a comerțului ilicit, care în noiembrie 2015 a ajuns la aproape 48% din piața acestei regiuni. Pentru a avea o imagine completă asupra fenomenului, am pus aici toate regiunile României și o scurtă evoluție a comerțului ilicit pe fiecare regiune în parte, pentru a avea, pe de o parte, comparația regiunilor de nord, în principal nord-est și nord-vest, cu restul regiunilor din România. Ceea ce e interesant de spus aici este faptul că nord-est este regiunea cea mai afectată de comerțul ilicit, la o diferență substanțială de toate celelalte regiuni din România. Sunt încă două regiuni cu comerț ilicit destul de ridicat. Este vorba de regiunea de nord-vest și regiunea de vest, unde cotele sunt destul de ridicate, nu atât de mari precum regiunea de nord-est, urmate din nou de regiunea de sud-vest și regiunea de sud-est cu un nivel
ceva mai scăzut și regiunile de sud cu nivel destul de scăzut. În principiu, aceste regiuni corespund granițelor non-UE ale României, da? Granița de est, de nord și granița cu Serbia, unde nivelul comerțului ilicit, după cum puteți vedea în cercul de sus, la nivel național avem 17,8, în aceste regiuni nivelul este semnificativ mai ridicat din punct de vedere statistic. Așa cum am zis, pachetele sunt analizate din punct de vedere al locului fabricației și al timbrului care există pe pachet. Ceea ce vedeți aici este o analiză conform timbrului aplicat pe pachetul respectiv. Sursele din care provin țigările ilicite sunt în principal trei, foarte importante, și alte surse, precum Serbia, duty free, pachete cu sursă necunoscută sau toate celelalte țări, reprezintă un procent extrem de mic comparativ cu cele trei surse care sunt definite de Cheap White, Moldova și Ucraina. Cheap White este o categorie destul de interesantă, sunt pachete care au inscripționat duty free, dar ele nu sunt comercializate în niciun magazin de tip duty free de pe granița României cu statele non-UE. Ele reprezintă un procent destul de important, 56% din total pachete colectate. Ceea ce este interesant de văzut este faptul că pe regiunea de nord-vest acest procent ajunge la 61,7, aproape 70% din pachetele colectate sunt pachete de tip Cheap White. Conform poziționării, Ucraina este a doua sursă de proveniență a comerțului ilicit. Pe regiunea de nord-est lucrurile se schimbă, fiind graniță și cu Republica Moldova, o bună parte din comerțul ilicit provine și din Republica Moldova. Interesant de reținut aici, cele trei surse care dau mare parte din comerțul ilicit, Cheap White, Moldova și Ucraina. În continuare, am făcut... Scuze, aș vrea aici să explicăm ce înseamnă Cheap White. Sigur. Am spus mai devreme, dacă... Nu. Ok. Deci Cheap White sunt pachete care au inscripționat duty free, for duty free sale only, ceea ce înseamnă că ele ar trebui comercializate în magazinele duty free. Ele nu sunt prezente în niciun magazin duty free de pe granița României cu statele non-UE, iar conform întrebărilor din chestionar, noi întrebăm respondentul de unde a achiziționat pachetul respectiv pentru a ne asigura că el a fost achiziționat din duty free sau a fost achiziționat din altă parte. Toate aceste pachete nu sunt achiziționate de niciunul dintre respondenții intervievați din magazinele duty free, ci sunt achiziționate din comerțul stradal sau din piețe. Ele sunt din, dacă îmi permiteți, ele sunt din magazinele duty free din țările vecine, România. De acolo provin tot prin rețele de contrabandă, fără doar și pe. Nu neapărat. Nu neapărat la granița, magazinele de pe graniță, probabil magazinele din interior. Exact. Ok? Am făcut și câteva, să spunem, imagini grafice pentru a vedea cum se distribuie comerțul ilicit pe teritoriul României. Sunt câteva... Hai să le spunem hărți cu caracter mai degrabă calitativ pentru a ne forma o idee despre ce se întâmplă. Avem aici pachetele cu timbru de Ucraina și cum sunt ele distribuite. Culoarea respectivă, cu cât este mai închisă, cu atât înseamnă că am descoperit în punctele respective mai multe pachete cu timbru de Ucraina. Punctele sunt reprezentate de locația GPS a interviului sau, mai bine spus, de locația GPS a locului de unde a fost colectat pachetul de țigări. Interesant de văzut aici faptul că pe granița, în zona de nord-est, da, pe granița cu Ucraina, mare parte a produselor în care se prezentă acolo și, pe de altă parte, pe partea de nord-vest, până aproape de Timișoara, aceste pachete sunt prezente. Pentru Moldova, sursa pachetelor fiind Moldova sau timbru de Moldova, ele sunt prezente în special pe
granița cu Moldova, ceea ce este normal, însă interesant de văzut faptul că în zona Timișoara mai există câteva puncte destul de multe și unele dintre ele închise la culoare spre roșu, ceea ce înseamnă că pachetele de Moldova sunt prezente și acolo. De asemenea, București, după cum vedeți, este o altă destinație pentru pachetele de Moldova. Dar interesant de reținut faptul că, în principal, pe regiunile de est sunt prezente pachetele de Moldova. Am lăsat chipul aici la final, pentru că, după cum puteți vedea, împrăștierea lor este extrem de mare. Este într-adevăr caracteristică regiunilor din vestul României, predominant regiunilor din vestul României, însă nici în partea de nord-est n-aș putea spune că lipsesc. Sunt prezente și acolo, granița cu Galați, iar este un punct semnificativ și ceea ce se vede comparativ cu Ucraina și Moldova este prezența pe granița cu Serbia destul de intensă a pachetelor zip cipoaiți. Și ca imagine de ansamblu, am plotat aici toate sursele ale comerțului ilicit pentru a avea imagine finală asupra răspândirii comerțului ilicit. După cum puteți vedea, toate zonele de graniță ale României sunt acoperite, inclusiv granița cu Ungaria este acoperită de comerțul ilicit. Pe măsură ce înaintăm către centrul țării, comerțul ilicit este din ce în ce mai puțin prezent. Și un ultim slide pentru a vedea ce se întâmplă la nivel de județ. Am luat aici informațiile care le-am avut disponibile pe un an de zile, ceea ce înseamnă ianuarie 2015, ianuarie 2016, pentru a avea un eșantion suficient de mare la nivel de județ, pentru a vedea ce se întâmplă la nivel de județ. Și sunt și aici câteva lucruri destul de interesante pe care merită să le punctăm. Sunt cele două județe din Moldova, Suceava și Botoșani, unde mai mult de jumătate din consumul de țigări reprezintă consum de țigări ilicite. De asemenea, Satul Mare, ceva mai puțin Maramureș, zonele din regiunea de sud-vest, Mehedinți, Dolj și Arad, cu un roșu puternic, urmat de Galați. Cam astea sunt principalele județe care sunt foarte afectate de comerțul ilicit. Restul, după cum puteți vedea, din punct de vedere al culorii, sunt cu nuanțe mult mai deschise, ceea ce înseamnă și un nivel al comerțului ilicit mai scăzut. Cam atât am avut eu de spus. Dacă sunt întrebări, după. Ok. Mulțumesc foarte mult, domnule Marcu. Aș vrea acum să-l invit pe domnul director Cristina Lignat, să ne spună punctul domniei sale de vedere, nu înainte însă de a sublinia faptul că e un lucru remarcabil tot sprijinul pe care Poliția Română, Direcția Vămilor, Poliția de Frontieră, toate aceste autorități, toate aceste organisme ne ajută în această campanie. Evident că e nevoie de sprijin mult mai mare, dar este fantastic faptul că ori de câte ori am apelat la dânsii, au fost dispuși să ne ajute. Au sărit pur și simplu să ne ajute. E un lucru fantastic pentru care vă mulțumesc. Vă rog, domnule. Sus. În sus, da. Da. După cum cred că cunoașteți, Direcția Regională Vamală Iași are competență pe raza a 6 județe din Moldova, respectiv Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, Vaslui și Neamț. Avem un număr de 17 birouri vamale, atât de interior cât și de frontieră. Birouri vamale de interior sunt organizate în municipiile reședință de județ din aceste județe, care vi le-am spus anterior, și avem birouri vamale de frontieră pe frontiera cu Ucraina și Republica Moldova. Parte din această frontieră este frontieră terestră,
și partea este frontieră la râul Put. Domnul Bodoga știe mai bine, probabil sunt peste 1000 de kilometri de frontieră cu Ucraina și... Nu, sunt chiar 1000, aproximativ 800 și vreo 70. Vorbesc total și partea de Ucraina. Da. Ucraina noi nu avem decât 70 de kilometri. Exact. Noi avem o bucată și cu Ucraina, exact. În legătură cu acest trafic de țigarete prin contrabandă, noi salutăm inițiativa firmei GTI, precum și a societății care s-au ocupat de această conferință, în sensul conștientizării populației cu privire la riscul la care se supune, inclusiv prin cumpărarea acestor țigarete. Nu știu dacă se cunoaște, dar inclusiv cumpărătorul acestor țigări de contrabandă face parte din lanțul infracțional al acestui mecanism de contrabandă care are loc atât prin punctele de trecere a frontierii, cât și pe fâșia verde. Nu cred că există o proporție foarte clar stabilită care este ponderea contrabandei prin birourile vamale, respectiv punctele de trecere a frontierii, și cât este pe fâșia verde, nu se pot face decât anumite estimări în funcție de cantitățile care se constată, care se găsesc după trecerea peste frontiera de stat. Noi depunem eforturi deosebite în sensul depistării acestor mărfuri de contrabandă, în care sunt incluse și țigaretele, nu numai țigarete, noi avem cantități mari și de alte mărfuri care sunt introduse prin contrabandă. Avem, eu mi-am scos aici în cursul anului 2015, avem o cantitate de 4.218.000 de bucăți țigarete care au fost depistate la controlul vamal și reținute în vederea distrugerii. Aceste țigarete de contrabandă nu sunt puse pe piață în România. Ele, după ce sunt confiscate, sunt distruse conform legislației în vigoare. În anul 2016, în trimestrul 1, avem o cantitate de 982.000 de țigarete. Ele, ca și marcă, sunt mărci, în marea lor majoritate, ieftine, cel puțin pe zona rurală, unde se vând țigarete marca Plugaru, cele care sunt fabricate în Republica Moldova, dar sunt și țigări de calitate superioară, care intră în circuitul economic în mod ilegal. Persoanele care sunt depistate cu țigări care provin din fapte ilicite de contrabandă, în afara faptului că suportă rigorile legii în ceea ce privește infracțiunile de contrabandă, pentru că vă spuneam în anterior, fac parte din acest lanț al contrabandei, sunt obligate și din punct de vedere fiscal la plata tuturor drepturilor care sunt cuvenite bugetului de stat. Vă pot spune ca idee, pentru un singur pachet de țigarete care este confiscat de la o persoană chiar în interiorul țării, deci care a fost introdusă prin contrabandă, persoana respectivă este obligată să plătească în jur de 12 lei taxe la bugetul statului. Deci sunt niște sume foarte mari, aproape cât valoarea pachetului de țigări. Noi încercăm prin toate mijloacele să depistăm aceste mărfuri de contrabandă, inclusiv în colaborare cu societățile, cu firmele producătoare, marile firme producătoare de țigarete din România. În birourile vamale de frontieră avem aparatură de control nedistructiv, care face parte din unitatea nucleară. Acele autovehicule care le-ați văzut pentru controlul cu raze X. Ele sunt utilizate atât la controlul mijloacelor de transport în trafic internațional, respectiv acele tiruri, camioane mari, dar și la mijloace de transport tip autoturism sau chiar microbuze, unde în ultima perioadă constatăm o creștere a traficului de țigarete cu aceste mijloace de transport. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Așa cum spuneam și domnului Marcu ceva mai devreme, am rugămintea să vă notați întrebările și să le păstrați pentru finalul prezentărilor.
Acum îl rog pe domnul comisar șef Fotache de la inspectoratul de la Vamă, da? Nu, de la Poliția Județeană Iași. Să ne... Vă încurc. Urmează Paștele acum, nu? Urmează Paștele și trebuie să vin cu el. Să ne spună care sunt rezultatele la care au ajuns dânsii. Mă numesc comisar șef Fotache, lucrez în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la IPJ Iași și printre alte atribuții mă ocup de coordonarea luptei împotriva fenomenului de contrabandă la nivelul județului Iași. La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române se manifestă continuă o preocupare în ce privește combaterea acestui fenomen. Din 2014 și până în prezent sunt actualizate planuri de acțiune în acest domeniu și rezultatele se pliază cumva pe rezultatele cercetărilor noastre, în sensul că sunt fluctuante, avem maxime și minime, dar undeva ne menținem la un nivel destul de ridicat, nivel care este vizibil cu ochi liber și în oraș, pe stradă, în mediul rural, ceea ce ne obligă să acționăm în continuare și să ținem pasul cu tendințele în materie. Contrabanda este o infracțiune extrem de periculoasă, nu atât direct prin rezultatele sale, ci prin faptul că duce la organizarea fenomenului infracțional, la obținerea unor fonduri care ulterior pot fi folosite în alte scopuri mult mai periculoase. În ce privește acțiunile poliției, acestea sunt stratificate. Avem un început, un filtru de început la frontieră. Următorul pas este acțiunea Poliției de Interior, respectiv a inspectoratelor de poliție, și un pas mai agresiv este cel al brigăzii de combatere a crimei organizate, care în momentul în care încep deja să se organizeze anumite grupuri infracționale, acționează această structură. Atât poliția obișnuită, Poliția Națională, cât și Poliția de Frontieră, VAMA, structurile de combatere a criminalității organizate, chiar dacă au obiective separate, avem un țel comun și colaborăm atât între noi, cât și cu societatea civilă, cu producătorii, cu care avem o colaborare deosebită, exact cum s-a precizat și anterior. Sperăm din tot sufletul și este obiectiv urmărit urmărit cu viu interes de conducerea Poliției Române, sperăm să acționăm, să ținem pasul cât mai mult cu dezvoltarea și desfășurarea acestui fenomen. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Fotache. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ridicați mâna, câți aveți copii? Ok. Și pe evident. Da. Ridică mâna. Ok. Bun. O să fac așa o mică paranteză pentru a înțelege mai bine fenomenul despre care vorbim astăzi. Dacă bănuiesc că tuturor nu le este străin faptul că celor mici le place ciocolata. Dacă aveți posibilitatea să mergeți în piață și să luați de la tarabă o ciocolată deosebit de fină, elvețiană, nu dau marca să nu se interpreteze, cu un preț de 10 ori mai mic decât prețul ciocolatei din magazin, bănuiesc că sunteți tentați să o luați, nu? Ca să-i faceți o bucurie copilului. Dar vă puneți întrebarea cum a ajuns acolo și cum este cărată? Am făcut această buclă pentru a înțelege cam ce se întâmplă cu pachetele de țigarete traficate ilegal. Așa cum vă spuneam, Poliția de Frontieră, Poliția Română, Direcția Vămilor
ne-au ajutat sistematic în demersul acesta al nostru, am avut ocazia să merg de câteva ori să însoțesc în aceste misiuni ale lor. Sunt inimaginabile de nedescris modalitățile prin care țigaretele sunt trecute în țară. În cele mai ciudate locuri, în carcase de animale moarte, în lejeria intimă, nu aia din bagaj, aia potată, în pantofi, în anvelope uzate, cu balon, în lăzi trecute prin apă, în vidanje. Deci, într-o mulțime și o mulțime de modalități prin care aceste produse sunt aduse aici. Mai sunt aduse, evident, și cu tirul. Există chiar o vorbă, un tir egal o vilă. Cam asta este contravaloarea. Interesul financiar al acestei activități este absolut uriaș. Și pentru că sunt foarte mulți bani în joc, vă dați seama că există și o protecție deosebită pe care și-o pot asigura cei implicați în acest trafic ilegal. Iar aici se pune problema satisfacției celor care reușesc să combată, să prindă aceste echipe. Imaginați-vă că dacă este prins un astfel de lanț infracțional, da, o astfel de echipă, evident că cei implicați în prinderea, arestarea lor sunt foarte încântați că au reușit să își aducă la bun sfârșit o misiune. Ce stare au când după o zi sau două, pentru că cei inculpați au avut suficienți bani să-și angajeze niște avocați extraordinar de buni și pe care să-i plătească foarte bine, văd că, de fapt, au rămas în libertate cei care au fost în lanțul cu pricina. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegeți și de asta iar apelez la dumneavoastră să ajutați la această educare a populației, a privitorilor noastre, a cititorilor, a ascultătorilor noastre, să înțeleagă că nu trebuie să încurajeze așa ceva. Am făcut această paranteză înainte de a-l invita pe domnul Valeriu Bodoga, este șef serviciul la combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere. Vă spuneam la începutul întâlnirii noastre că cine trece un bax sau un tir sau, Dumnezeu știe, o mașină cu astfel de produse poate trece ori. Să ne spună cu ce experiențe s-au confruntat dânsii la Iași. Vă mulțumesc! Pentru o mai bună înțelegere o să fac o trecere în revista zonei de competență în care noi acționăm. ITPF Iași, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, are în competență zona de frontieră cu Republica Moldova, cele patru județe, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, Dunărea Interioară, la Brăila, o parte pe Dunărea Interioară și o scurtă porțiune, aproximativ, spun scurtă pentru că este foarte largă, aproape 70 de kilometri cu Ucraina. Ca atribuții, una din atribuțiile noastre importante în această perioadă, pentru că de combaterea acestui fenomen depinde și o anumită pondere în bugetul de stat, este combaterea contrabandei cu țigarete și produse din tutun. A fost în 2015 un obiectiv primar al nostru, continuă să fie și în 2016, o scurtă prezentare a rezultatelor, modalităților în care am constatat, am putut să reușim să aducem la îndeplinire combaterea unor grupări infracționale, am realizat-o pe 2015. Astfel vă pot spune că în anul 2015, la nivelul ITPF Iași, am avut pe această linie 254 de evenimente care au fost constatate cu 403 infracțiuni și 533 de persoane implicate. Bunurile descoperite, țigările de contrabandă descoperite și reținute de către noi au fost 14.324.600 de țigarete. E o cantitate relativă, având în vedere și prezentarea pe care dumneavoastră ați făcut-o. E vorba de rețele care funcționează, chiar dacă rezultatele noastre de multe ori se conturează doar pe evenimente, să spun așa,
directe, activitatea continuă și de documentare și înainte de descoperirea celor din zona de frontieră și după. Foarte frumos reliefat campania dumneavoastră Rupe Lanțul. Spunea și domnul Fotache că activitatea nu începe și nu se termină la frontieră. Activitatea de constatare și combaterea contrabandei începe, dacă vreți, de la furnizor, din, dăm aici exemplu, Republica Moldova, unde aceste țigări de cele mai multe ori sunt contrafăcute. Există această presiune la frontieră, unde cooperarea noastră cu organele de graniță a Republicii Moldova este foarte eficientă. În ultima perioadă am avut foarte multe cazuri pe care le-am descoperit în comun. Partea moldoveană, trăgându-și la răspundere proprii participanți, partea română de asemenea. Activitatea continuă și după ce controlul la frontieră este desfășurat, dacă bunurile nu au fost descoperite la frontieră și ajung mai departe la cumpărători, unde, eu știu, sprijinul și activitatea colegilor de la Poliția Națională este esențial. Am avut activități în care am plecat de la sursă, cum spuneam, din Republica Moldova, și am avut activități când am plecat de la cumpărător către frontieră. În acest cadru, această caracteristică, vă putem spune că în 2015, Poliția de Frontieră, la nivelul ITPF, a reușit de structurarea a 8 grupuri infracționale. 8 grupuri infracționale fiind reliefate pe paliere, cuprinde exact ceea ce dumneavoastră ați postat întreaga rețea, de la traficant până la cumpărător. În ceea ce ne privește, atribuțiile noastre specifice sunt și în punctele de trecere, unde cooperăm foarte bine cu colegii de la birourile vamale de frontieră, dar mai ales și la frontiera verde, unde aș putea spune pe această linie atributul este exclusiv. Noi facem supravegherea și controlul frontierelor. În acest sens, credem noi că am înțeles exact formele de manifestare, modalitățile de ascundere, tendințele, tentațiile pe care cei implicați le au. Avem, să spun așa, o vorbă. Întrebarea este nu dacă când, nu dacă dacă, ci când. Cei care se ocupă cu săvârșirea infracțiunilor de contrabandă vor fi descoperiți și la răspundere. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Bodoga. Tot cu întârziere, dar mă bucur foarte mult că a reușit să ajungă alături de noi domnul Ionuț Egureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Poliției Județene Suceava. Ce ne puteți spune, apropo de zona? Luați un microfon. Din ce aici? Vă rog. Să mă văd, nu? Așa. În primul rând, bună ziua la toată lumea și felicitări pentru demersul pe care l-ați făcut. Un element preventiv care, într-adevăr, își găsește o foarte mare utilitate, iar sloganul este mai mult decât eluvent. Contrabanda cu țigarete este ilegală. Într-adevăr, după 25 de ani, nu vorbim de epoca modernă, de când luptăm cu contrabanda, ajungem din nou la începuturi și să lămurim oamenii că, despre faptul că acest fenomen este unul ilegal. Cred că de aici trebuie pornit, pentru că, așa cum au spus foarte bine cei dinaintea mea, populația în principal nu înțelege încă cu exactitate care este gravitatea acestei fapte, care este inclusiv răspunderea penală. Și spunem noi că și prin această campanie și prin celelalte care s-au desfășurat cu succes, suntem și încercăm să ne punem pe drumul cel bun. Cu privire la prezentări pe care să le facem cu specific sucevean, este știut din cadrul celorlalte conferințe pe care am avut că avem cea mai mare graniță, frontieră externă cu un stat din afara comunității europene, cu Ucraina. Granița ucraineană este în cea mai mare proporție la noi. Încercăm să o păzim așa cum putem împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră, cu colegii de la VAMA și cu toate celelalte instituții și unități cu atribuții în domeniu. Însă lucrurile astea le-ați auzit, nu? Cred că cam de câte Nu mă hazardez, nici mii, nici sute. Mă hazardez, în schimb, la câteva
lucruri pe care le facem astăzi. Ce a fost ieri a fost frumos, ce o să fie de acum o să vedem și în cadrul acestor campanii, însă vă spun că și eu și emoțiile pe care le-am și colegul și ținuta pe care o are, șeful de birou, suntem proaspăt veniți din niște acțiuni destul de complexe, acțiuni care au dispus detașarea unor colegi pentru aproape o săptămână pe o distanță de aproximativ 800 de kilometri, tocmai în cealaltă zona țării, în Timiș, în Lugoș. Lucru care arată că lupta cu acest flagel, cu acest fenomen, nu este numai una locală. Ieri, omul cu barbă, da? Așa îi spunem noi colegii de la serviciu, care nu se face niciodată remarcat și care este în sală, a adus în Suceava, în condiții de arest, trei bărbați pentru contrabandă și nu mai puțin de 1.120.000 de bucăți de țigarete. Deci la o singură acțiune și doar în patru percheții desfășurate în cursul zilei de ieri. Sunt lucruri cu care ne mândrim. Eu mă mândresc la microfon, cu un stick în mână și cu o prezență agreabilă cu dumneavoastră. Sunt lucruri cu care alți 10 colegi ai mei, la ora actuală, se confruntă în teren, o acțiune în desfășurare chiar în zona centrului comercial din municipiul Suceava, unde colegii și-au anunțat șeful de birou că au nevoie de forțe suplimentare pentru a număra, practic, țigaretele care au fost identificate. Nu vreau neapărat să... Am și prins mingea la fileu. Două zile de milioane de țigarete confiscate, încât aproape, nu știu, alte zone într-un an de zile, normal că sunt niște mici de care trebuie să marchez și o fac. Ca asta miște și specific meserie, eu ca purtător de cuvânt. Însă sunt lucruri care spun multe. Spun că lupta a fost una grea, o continuăm inclusiv prin campanie de prevenire, însă devine din ce în ce mai dificilă, inclusiv prin dezvoltarea acestui fenomen, inclusiv prin perfecționarea rețelelor infracționale de care dumneavoastră aveți cunoștință, din toate punctele de vedere și din punct de vedere tehnic și logistic. Este o luptă permanentă, nu îndrăznim să-i spunem de șoarece și pisica, că nu știm tot timpul care și ce animal suntem în această comparație, astfel încât nu încercăm decât să dăm tot ce e mai bun din noi. Am adus, eu sunt plin de surprize așa în felul meu, încerc să fiu cel puțin, dacă am posibilitatea să pun două filmulețe de ieroare pe sistemul meu de acolo, acum vă arăt, sunt mai interesante din ce punct de vedere. România nu încetează în niciun moment să fie surprinzătoare. Imaginația celor din rețelele infracționale devine una debordantă. Culmea, dumneavoastră știți, aflăm și noi, polițiști, încet încet, deși unii dintre noi o știam, eu mai puțin, nu sunt nici proști, dar chiar sunt deștepți, extraordinar de deștepți și extraordinar de bine dotați. Ca să înțelegeți poate imaginele care vor urma, o să vă spun că și-au luat toate măsurile de precauție și încep să știa din ce în ce mai bine. Ce înseamnă o percheziție domiciliară, nu? Este spaima contrabandistului. Aoleu, vin în casă, îmi ia familia și ia și marfa și bani. S-au gândit, doamne, percheziția domiciliară înseamnă că o să-mi dea casa cu fundul în sus, îmi scoate parchetul, îmi scoate tot, îmi găsește marfa. Atunci hai să-mi fac un tunel, un depozit sub casă, dar cu acces din lateral, dintr-o parcare, pavată extraordinar, cu pavele de ultimă generație. Și o să vedeți cam ce face un șef de birou de poliție, cum scoate pavelele dintr-o parcare ca să ajungă într-un tunel subteran. M-aș bucura să-mi am imagine, sper să am succes. Astea sunt primele, dar într-adevăr... Sunt imagini luate alaltă ieri la Lugoș. Și vă simțiți sus. Nu găsim nimic. Mai jos? Mai nu găsit o gaură, pentru că îmi vezi ce găsim. Cum? Suntem foarte multe. Hai să începem să-i spun. Da, sunt o părere de la ta. Hei, Tudor! De la noi nu ridicăm ADN-ul, de pe sărănie. Puneți acolo, părere de la ta.
La aceleași percheziții au fost ridicate pe lună țigări respective care sunt de valoare de piață de peste 5 miliarde jumătate de lei vechi și 1 miliard 200, nu, nu mai știu doamne, sume de bani și în jur de 5.000 de euro și 3 vehicule în valoare de piață de 30.000 de euro. Oare sunt pagube enorme pe care noi prin acțiunile noastre le facem contrabandiștilor sau poate doar o parte, oare dacă astea le-am găsit, câte trec? Nu știu, sunt întrebări pe care inclusiv în cadrul unor activități de genul acesta, este și conferința de astăzi, încercăm să le mai lămurim, să mai găsim și soluții comune. Și sunt întrebări pe care dumneavoastră le puteți folosi, pentru că totdeauna spuneți, vreau o audiență. Da? Știți foarte bine, vreți rating. Uitați, din activități de genul acesta, mergeți cu ei pentru că vă vor primi. Însoțiți-i să vedeți care este munca lor și credeți-mă că veți avea parte de rating puternic de tot. Nu vă vor primi sau nu aveți parte de rating? Nu avem parte din ea. Ia solicitați-ne. Ia solicitați. Dacă nu stăm în fața IPJ-ului să vedem că pleacă, nu avem nicio pasă să anunță după ce se termină. Eventual... A, păi da, stați puțin, n-au cum să vă anunțe înainte de a porni o acțiune, că înseamnă că sunt avertizați infractorii, vă dați seama. Care logică, cum mergi cu ei? Sunt acțiuni, o să... Sunt acțiuni în funcție și de structura care asigură coordonarea, care permit inclusiv o participare mass media, însă sunt acțiuni care nu permit acest lucru, nici din prisma organului care coordonează, respectiv, în general, la acțiuni de mare amploare și de criminalitate organizată care sunt gestionate de către DICOT, în care acordă obiecție sau procurorului de caz este iminent pentru a însoți o echipă de cercetare, să fie însoțită o echipă de filmare. Însă, să știți, trag așa o imagine în sală, nu văd jurnaliștii ce vine, cred că ei ar avea o altă opinie, să știți că, în general, sunt chiar invitați la astfel de acțiuni. Cea cum este, cea pe care o vedeți astăzi, într-adevăr, era mai greu de realizat, pentru că colegii au stat acolo, au ajuns la 100 de kilometri și ceva timp, de aproape 5 zile și nu cred că se impunea. Însă imaginile respective, deja au fost unele dintre ele publicate în cursul serii de ieri, inclusiv pe posturile naționale, au fost difuzate. Mai puțin imaginea pe care le vedem noastră cu foratul după țigări, mai mult produsul final și imagini cu țigările respective. Însă să știți că, inclusiv la nivel de județ, Suceava, aportul media pentru tot ceea ce înseamnă activitatea de prevenire și combaterea contrabandei a fost unul deosebit. Au fost cauze de contrabandă cu alcool în special, în care efectiv jurnaliști, și nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem că instituție publică ne-au ajutat în soluționarea efectivă a unor cazuri. Au fost cazuri în care cetățenii foarte mulți s-au desistat sau au participat efectiv la activități de investigative și ulterior de cercetare penală, care efectiv au dus la realizarea unor flagrante și la desfășurarea unor rețete. Acest un lucru foarte bun, apropo de sedizarea, autosedizarea cetățenilor, este un lucru extrem de important ca oamenii să înțeleagă că trebuie să ia atitudine și chiar trebuie să anunțe autoritățile în clipa în care observă niște lucruri de genul acesta. Noi, din păcate, avem tendința aceasta să spunem, vai, ce descurcăreț e cu tare, ia uite ce minunat se descurcă, e un băiat bun, e un băiat care reușește să treacă prin toate, e șmecher. E cazul să trecem de la această mentalitate la mentalitatea hai să vedem ce putem face în așa fel încât realmente să însănătoșim funcționarea societății noastre.